Bun găsit, dragi viitori lectori, iată din nou ediția emisiunii Cine citește știe. Și săptămâna aceasta vin cu o recomandare, aș spune eu de-a dreptul interesantă, și o recomandare care este în ton cu vremurile, gândindu-ne la contextele sociopolitice pe care le întâlnim. Este vorba de cartea lui Dan Haycock, În mintea tiranilor, o carte care încearcă să realizeze profilul psihologice a unor tirani din secolul al XX-lea. Toți tiranii prezentați în această carte sunt de gen masculin. Asta nu duce oarecum sau nu exclude faptul că de-a lungul istoriei tirania nu s-a manifestat și la prin conducători de gen feminin. Ne gândim aici la Regina Mary, de exemplu. E vorba de profilul psihologic, narcisism și dictatură. O carte apărută la editura Litera, la București, în anul 2022, o carte recentă ce a văzut lumina tiparilor, poate că scrisă oarecum și în contextul ăsta forțat în care se încearcă oarecum crearea unui profil psihologic pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin. O carte ce are peste 48 de pagini, un volum mare de citit, dar dens cu date, un volum ce se bazează pe relatări avizate cu privire la reacțiile acestor tirani care la un moment dat, prin deciziile lor, au trimis la moarte milioane de oameni pentru, așa, justificându-și de fapt aceste decizii prin salvarea patriei. Cu o carte aerografică destul de interesantă, e vorba de Stalin, considerat unul dintre cei mai mari tirani ai umanității, deși în anumite contexte, prin activitatea sa antisemită, Hitler este cel care își dispută oarecum locul întâi și acolo sunt discuții cu privire la numărul de victime. Dacă Hitler a ucis în jur de 6 milioane de evrei, slavi, țigani și homosexuali sau de alte orientări religioase și sexuale, Stalin, prin deciziile sale, trimite spre moarte într-un ritm alert sau mai încet, prin deportările realizate în Siberia, aproximativ 20 de milioane. Prin foametea, de exemplu, din Ucraina, o condamnare la moarte sigură. Ne referindu-ne oarecum la un paralelism între Hitler și Stalin, și am precizat acest lucru și în contextul în care duminică a fost comemorarea victimelor Holocaustului și trebuie să amintim în așa fel încât să nu fim, să fim capabili de fapt să nu mai repetăm sau să nu-i lăsăm pe alții cu anumite tendințe de tirani să-și exercite influența și să impună anumite măsuri printre care și eliminarea fizică a unei națiuni sau a unor alte categorii socio-economice, etnice, de exemplu, în așa fel încât să înțelegem în contextul în care ne aflăm noi că trăim într-o lume a toleranței, da? Dacă ne gândim la mișcările ce se au loc prin Orientul Mijlociu și apropiat, prin țările alea în care sunt regimuri dominate din punct de vedere religios, fără să existe o deschidere prea mare spre nou. Acum nu știu dacă dumneavoastră puteți judeca dacă este bine în cheie, să gândim în cheie conservatoare sau este indicat să avem această deschidere spre modernitate. Revenind la cartea noastră, cartea este structurată pe mai multe capitole, între care vorbește, de așa cum vă spuneam, despre Hitler, Mao Zedong, Idi Amin Dada și Gaddafi, Saddam Hussein, Stalin și la un moment dat se încheie cu un anumit profil pentru Fidel Castro, conducătorul Cubei, și oarecum îl pune într-o imagine de un posibil dictator pe cel care a fost președintele Statelor Unite ale Americii, este vorba de Trump. Cartea și ce este interesant, în special de fapt în
în politica externă și în judecarea unor elemente de politică externă, în momentul în care între are loc o întâlnire între un președinte de unui stat puternic, democratic ca regim politic și un președinte dintr-un stat probabil că la fel de puternic, dar într-un stat totalitar. Și cum se pregătesc aceste întâlniri? Există acele profiluri psihologice în așa fel încât trebuie studiat în amănunt reacția nu neapărat a oponentului, ci a omologului cu care te întâlnești. Trebuie să ai anumite informații din trecut, da? Dacă ne referim la conducătorul Coreei, de exemplu, da? Care a fost un student, da? Cu activitate în Europa, a înregistrat pe un alt nume, un student care nu a ieșit în evidență, toate aceste detalii din copilărie, din preadolescență, din adolescență, creează un anumit profil psihologic, mai ales când stăm sub amenințarea permanentă și aproximativ zilnică, descrisă oarecum și în mass media, sub amenințarea aceasta atomică, da? A armelor atomice pe care le dețin anumite state și state conduse de acești președinți, tirani, despoți care oricând pot apăsa pe butonul atomic și trimite omenirea într-o anumită negură, la o moarte sigură, am putea noi spune, suferind de acel principiu al grandomaniei. De ce este bine să citim această carte? Pentru faptul că pe lângă informațiile pe care le avem noi cu profil istoric despre activitatea tiranilor prezentați aici, ne face în așa fel încât să judecăm în funcție de datele pe care le avem sau cum îi vedem noi la televizor, să stabilim și anumite profile psihologice a unor președinți, conducători de state care, la un moment dat, avantajați de un anumit context, pot deveni tiranii unei națiuni și, dacă puterea le permite și mai găsesc și alți aliați, pot deveni tirani întregii omeniri. Îmi place mult citatul de la începutul acestei cărți, care justifică oarecum demersul încercat de autor de a scrie o asemenea lucrare și de o asemenea valoare din punctul meu de vedere, pentru victimele trecute, prezente și viitoare și pentru cei care au puterea să reziste, trecuți, prezenți și viitoare. Și vă dau citire și la o parte din prefață, în așa fel încât să vă motivez să citiți această carte. O chestie pe care nu înțeleg e de ce multor dictatori le place să facă lucrurile pe care le fac. Mi-a scris un prieten după ce i-am spus că lucrez la cartea de față. De exemplu, eu mă trezesc dimineața și mă gândesc la ce mi-ar plăcea să fac. Să cânt la chitară, să merg cu barca sau cu caiacul. Ei se trezesc și se gândesc, ia să mai atache o țară și ia să mai iau ce a de luat de pe acolo și așa mai departe. Aidoma prietenilor meu, aidoma prietenului meu, prea pentru mulți alți oameni lipsiți de ambiții dictatoriale, e de neînțeles comportamentul bărbaților care n-au în trecut milioane de supuși și ucideau alte milioane. În egală măsură, pe mulți îi îngrozesc dictatorii în viață sau potențiali dictatori care îi amenință pe cei dintre noi care nu vrem decât să cântăm la chitară sau să mergem cu barca. Scopul acestei cărți este de a așeza fără prea multe ceremonie contribuția psihologiei tiranilor pe lista factorilor care explică accesiunea unor indivizi, toți tiranii menționați aici au trăit în ultima sută de ani și toți sunt bărbați. Așa ne motivează autorul încă de la deschiderea acestei cărți pentru lecturare. Automat că sunt anumite chestiuni care țin și de o cunoaștere psihologică, adică cartea are o anumită terminologie de specialitate ca să putem noi înțelege și digera din punct de vedere intelectual, dar ne marchează și concluzia, cred eu, că este una benefică pentru lectura noastră și spune pe coperta
pe copertă, de fapt, în partea din spate, spune în felul următor. Nu orice poate deveni tiran. E nevoie de un anumit concurs de împrejurări pentru a dobândi controlul absolut asupra unei țări întregi. În primul rând, trebuie să te naști cu potențialul de a căpăta trăsături de personalitate brutală. Mai exact, o combinație de narcisism, machiavelism și paranoia, plus o dorință ieșită din comun de a deține controlul. În al doilea rând, aceste predispoziții antisociale trebuie să fi fost consolidate în copilărie, poate în urma unor abuzuri fizice sau psihice. În fine, trebuie să ajungi la o maturitate într-o perioadă de instabilitate politică a țării tale. Este exact tipul de putere pe care au sperat să o obțină alții, de pildă Osama Bin Laden sau conducătorii statului islamic. Profilul psihologic reprezintă un fel de incursiune în mintea liderilor străini și a teroriștilor. Este una dintre metodele prin care guvernele încearcă să le înțeleagă, să le prevadă și să le influențeze acțiunile. În mintea tiranilor ne arată cum aceste profiluri ne pot dezvălui motivațiile unor lideri periculoși, ajungându-ne să prezicem acțiuni și chiar să-i oprim. Astăzi, când numărul conducătorilor puternici și autoritari crește peste tot în lume, înțelegerea comportamentului tiranic ne ajută să identificăm și să contracarăm expansiunea extremismului politic. Cartea are legătură și cu anumite fenomene politice ce au loc la nivelul Europei. De exemplu, vedem că în Italia un partid considerat de majoritatea publicului sau publicului avizat din punct de vedere al prezicerilor politice, un partid extremist. La fel vedem și la noi ascensiunea unor partide cu anumite trăsături extremiste. De asta este bine să citim pentru a înțelege și a evita unele dintre aceste pericole ce ne pândesc la tot pasul. Așa cum am obișnuit și în această ediție, am ales un cuvânt pe care să vi-l prezint și are legătură cu cartea pe care tocmai v-am prezentat-o. Este vorba de cuvântul grandomanie, mania de a se crede un om însemnat, valoros, de a-și acorda importanță nejustificată. Tocmai sunt foarte mulți conducători politici care au această trăsătură de grandomani, grandomanie care nu stă pe baza unei educații solide sau pe altor elemente de caracter sau moralitate, ci mai mult pe faptul că sunt cei care au beneficiat de tranziția post-decembristă, au reușit să facă foarte, foarte mulți bani și s-au cocoțat pe anumite trepte în ierarhia socială a țării și de acolo iau decizii pentru noi. Până la ediția următoare, vă adresez același îndemn. Citiți, că doar citind creierul dumneavoastră devine un laborator de idei.